Primul derby din Liga 1 jucat pe Arena Națională a fost început mai bine de rapidiști. În primul sfert de oră, giuleștenii au pus de două ori în pericol poarta Stelei. Mai întâi, Teixeira nu a reușit să-l învingă pe Stanca, pentru ca Zburlea să-și treacă și el în conturatare, după o fază la care a contribuit și veteranul Pancu. Prima ocazie importantă a Stelei a venit în minutul 24, când Tănase i-a pasat excelent lui Prepeliță, al cărui șut a trecut însă peste poarta lui Coman. Până la pauză, Rapidul a fost la un pas de gol la o pătrundere a lui Herea, dar Stanca a respins cu piciorul. Repriza s-a încheiat tot cu ocazia lui Herea, după o centrare a lui Deac. În repriza secundă, prima fază cu adevărat importantă s-a petrecut în minutul 64, când jucătorii ambelor echipe au lăsat fotbalul pentru câteva secunde de box. Totul a pornit de la un atac periculos al lui Prepeliță asupra lui Coman. Alex a sărit să-l răspune pe portarul Rapidului, iar stelistul a ieșit destul de șifonat. În plus, a primit și un cartonaș roșu, la fel ca și Alexa. Nici Coman nu a mai continuat meciul. A acuzat o accidentare și a fost înlocuit cu Straton. 10 minute mai târziu, rapidiștii au rămas în 9 oameni. Ezechiaș a fost eliminat pentru o intrare dură asupra lui Tibi Bălan. Finalul meciului nu a adus nicio schimbare de scor, iar Steaua Rapid s-a încheiat așa cum a început, 0-0. Pentru noi este un rezultat pozitiv, în condițiile în care am jucat ca pe Dinamo în inferioritate numerică. Suntem mulțumiți pentru că am arătat putere și că avem o serie pozitivă de rezultate. Sunt puțin trist pentru faptul că n-am reușit să câștigăm cele 3 puncte, mai ales atunci când a rămas 9 contra 8 jucători de câmp. Tensiunea și-a spus cuvântul la derbiul dintre Steaua și Rapid. Intrarea dura lui Prepeliță asupra lui Coman a dus la o încăierare în toată regula, iar Alexandru Tudor a împărțit două cartonașe roșii lui Alexa și Prepeliță, deși numărul participanților la incident a fost mai mare. A fost o minge în adâncime, eu am prins mingea, după care Prepeliță a venit cu talpa lovindu-mă. A fost prea mult acea bătaie generală? Nu a fost o bătaie generală. Bătaie veți vedea că ne vom întâlni. Incidentul din minutul 64 a lăsat cele două echipe în 10 jucători. Cele două eliminări nu i-au adus însă lui Alexandru Tudor critici din partea antrenorilor. Când nu am văzut în momentul acela, m-am întors cu spatele. Și când a existat și acel acolo clinci între jucători. Nu este un reproș pentru deciziile arbitrului. Nu știu, nu am văzut exact ce s-a întâmplat în acea agitație de la eliminarea lui Alexa. Prepeliță l-a lovit fără minge pe Coman. Eram aproape de față, l-am apucat de față pe Prepeliță, după aia nu mai știu ce s-a întâmplat.